Satul Corbu mi-este dragă pentru că m-am născut aici, am crescut aici, am studiat și m-am reîntors înapoi în satul Corbu. Satul Corbu este un sat vechi, să zicem așa, cu mulți ani și legenda satului frumoasă și interesantă. Se spune că undeva în vâlcica satului erau mai mulți copaci de stejar, unde veneau corbii și își făceau cuiburile acolo. Trecând dinspre România spre Ucraina, traseul pe aici și trecea și s-o opreau la odihnă persoanele care călătoreau pe aici. Și cineva s-a oprit și de acolo își trage satul, de la popasul care l-au făcut persoanele călătoare pe aici. În bibliotecă activez de câțiva ani, 10 să zicem și mai bine, și îmi place mult lucru în bibliotecă pentru că lucrăm cu lumea, lucrăm cu lume bună și interesantă de la noi din sat. Lucrăm cu copii, lucrăm cu persoanele și în etate și persoane interesate de carte și de cultura satului. Avem școală gimnaziu și avem și școală profesională. Foarte, foarte mult colaborăm cu ambele, și cu școala gimnazială și cu școala profesională. Avem proiectul Novoteca care l-am câștigat și el ne-a sporit vizitele cititorilor și a utilizatorilor, pentru că atunci au găsit ceva mai nou, ceva mai util, care nu avea acasă, că pe acasă calculatoare sau internet, poate că calculatoare ce mai aveau, și au început a veni. Și când veneau mai mulți la bibliotecă, atunci am început a face diferite servicii noi de bibliotecă sau moderne. Adică și acum funcționează serviciul modern de bibliotecă, ne facem temele la bibliotecă. Acum, în perioada de pandemie, sigur că nu, dar a funcționat chiar 3 ani buni, unde își făceau temele copiii din familii mai vulnerabile. Temele tot anul, unde veneau și profesorii și îi ajutau la teme și facem și diferite măsuri cu dânșii, anume cu grupul cel de ele. Mai avem și un serviciu, adică serviciu mai multe am implementat în parcurs, dar avem serviciu care tot ne ține de mai mult timp, povestiri cu parfum de amintiri, unde o avem pe doamna Natalia Alexandrovna, așa zic eu, sponsorul spiritual al bibliotecii, care multe chestii ne-au adus în bibliotecă și scrise de dumneiei și donații, chiar ea, ca să zicem, și ei de la doamna și bucata și, iată, gulerașul și ala de cândva, el e din 1917, așa. Sunt niște lucruri vechi, multe carte, dar și întâlnirile cu doamna au fost foarte interesante, utile și chiar solicitate în sat de lume. Ea nu e din sat de la noi, ea își trage originea din satul Șalvieri, dar s-a căsătorit cu un bărbat de aici din sat și a venit profesoară la noi în sat. Înainte de satul nostru, a activat ca profesoară în satul Livădeni. Și împreună ați adunat lucruri frumoase. Și am adunat, da, chiar împreună cu dumneavoastră am adunat lucruri frumoase și adică și am și scrise de dumneavoastră, adică e foarte mult descrie viața omului de la sat, foarte mult descrie anume viața femeilor acolo, e așa scrie, redă și despre copii, despre profesori mult să scrie, despre hramul satului, chiar acolo este o secvență însă foarte interesantă, adică multe lucruri. În tradiție a rămas sărbătorile de iarnă, la noi în sat nu se serbează pe nou, cum ar fi, dar se serbează pe vechi, la Crăciun îmblă fetițele adică și băiței, dar copiii mai mult, cu colinda, dar la urat se fac cete de urători și vin pe la casă
casele gospodarilor, de elevi din școală, mai măricei, tot în, gospodari nu la noi în sat, dar spre bucuria noastră s-a mai păstrat acest obicei, pentru că de acum nu mai, prin prejur, nu se mai bucură lumea de urături și de colinți, adică anume separat și colinda și cu sămănată, adică sâmbă și. Paștele îl sărbăm așa cum, da, ca peste tot, ceva special nu avem. Astă vară am avut așa un moment de sărbătoare, cred că, pentru toți locuitorii satului, când cineva a depistat două lebede cu cinci lebede mici pe lacul din centrul satului. Și era așa un moment îmbucurător și frumos. Sara se ducea cete de tineri, grupuri, toți se duceau să viziteze lebedele, să le hrănească, să le vadă și așa noi. Da, am avut momentul ăsta într-adevăr de sărbătoare foarte frumos. Cu părere de rău, a dispărut acum, dar sperăm să se mai reîntoarcă. Avem mulți susținători și în străinătate, în sensul că ne urmăresc toate evenimentele care le facem și ne bucură cu comentariile lor. Foarte mult. Adică chiar am colaborat mult cu mai mult pe rețele suntem în perioada asta pandemică decât suntem în bibliotecă. În bibliotecă ne întâlnim cu doar cu unul, cu doi. Da? Acolo toate lucrurile care le facem. Satul Corbu e sat, în primul rând, de oameni buni, de oameni gospodari, de oameni buni la suflet și foarte inteligenți. Adică așa, calm și cum se cade. Așezarea e o așezare frumoasă, îmi place prin faptul că avem așa ieșire la drum, ieșire la traseu, cu toate că suntem departe de centru, departe de capitală, dar totodată avem o ieșire ușoară. Natură frumoasă, casă frumoasă, cu părere de rău la ziua de azi, foarte, foarte, foarte multe părere. Adică lăsate, nu spărăsite, dar nu mai sunt gospodare, plecați pește hotare cu mărase, doare. Și când spui corbul, nu știu, deși în vremurile astea, acum mai mult de-a cu durerea tuturor, plecați de aici. Plecați, plecați și iar plecați. Asta-i. Început să scriu poezii venind la bibliotecă și inspirându-mi. Пылает осень над землей, заворожила красотой, осенним запахом и цветом она покрыла путь земной. Адова. Моя сестра — это звезда, моя любовь и доброта, она причина улыбаться и каждый день вместе смеяться. Атрея. Ежедневно рано утром мы встаем во 7 утра, чтобы не проспать уроки, это важно, да-да-да. Ща Патриля се нумеште муравей. Да, он мал, но он силен. Он трудяга, работяга, муравей всегда умен, ведь он в такой семье рожден. Terenul sportiv de fotbal din satul Corbu este construit în 1961 și din anii aceia, în raionul Dundușeni, este unul din cele mai bune terenuri de fotbal
care se petrec campionatele raionale și republicane. Maștabul republican a fost primit de Federația de Fotbal a Moldovei după toate standardele europene. O perioadă lungă au fost toate sărbătorile sportive petrecute în satul Corbu, raionale, am avut festivaluri republicane între copii, juniori și maturi. Festivaluri am avut între fete, unde am avut pregătit fete care au jucat în campionatul Republicii Moldova. Am avut fete care au jucat în selecționata Republicii Moldova, 4 ani, Ștempliu Cristina. Acum iată avem pregătiți în U15, decât Cordulean Dinu, Sergei din satul Țaul. În timp de un an, el joacă în selecționata U15. Iată, astăzi e pregătit pentru joc amândouă echipe. Echipa U15 a Școlii Sportive din Dondușeni, în timp de 7 jocuri, se află pe locul 1 cu 12 puncte, 24 de mingi bătute și 4 scăpate. Să joace fotbal, e crescut luând grupele, fiecare antrenor e din clasa 2-a, 3-a. Ia că ei sunt crescut 5 ani de zile de antrenor, care se vede rezultatul muncii lui. În clădirea aceasta a fost căsângerie satului, luptând foarte mult cu cetățenii satului care trebuiau să împărțească bunurile din căsângerie, am ajuns la un numitor comun unde cu primăria satului Corbu am construit aici o sală sportivă. Cu ajutorul primăriei am făcut și reparație capitală și acum se ocupă elevii școlii sportivi care din satul Corbu se ocupă la diferite probe de sport, fotbal, basket, dar mai mult pe baza satului Corbu se ocupă mai mult fotbalul. Iată, aici facem antrenamente, competiții în timpul iernii cu grupele din școala sportivă care se găsesc în filialele Cernăleuca, Moșana, satul Țaul, Târnova, Dondușeni. Facem diferite sărbători sportive unde facem și mini-fotbal.
Agenda asta avea, după cum vedeți, nu multe documente care se referă la istoria satului Corbu. Am diferite este materiale aici, începând cu, de după când țin minte din povestire din bătrâni, din anii aproximativ din 1860, când moșiile din sat Corbu au trecut sub stăpânirea a două proprietărese, Marco Varvara Vasilievna și Mavrocordat Alexandra Timofeievna. Ele au fost de origine rusoaie, băștinași, după cum am aflat așa prin teatrele, din Odessa. Și nu, venind încoace pe meleagurile acestea, ele au început să contribuie la viața socială a satului Corbu. Începând cu, au construit biserică în numele Sfintei Paraschiva, școală de 4 clase, care școlile de 4 clase, ele aparțineau bisericii. Pe urmă, astea s-a deschis școala de meserii. Școala de meserii, care se învățau diferite specialități, ca ferari, lemnari, tâmplari, rotari. Știți ce asta, rotari? Care roțile la căruță se confecționau. Chiar erau și specialități? Da, exact, astea. Împletitori. Împletitori nu numai corzine, dar împleteau și diferite mobilă, mese, scaune, cresle, cum se spune, șcatulci, fel de fel de foarte plăcut, frumoase astea. Strungari. Și era și o turnătorie. Eu eram copil astea și era interesant, când, mai ales când se turna, când stopea fierul. Când vedeam că ies foc pe cahla și aia cuptorului, eu lăsam tătă joaca și veneam și mă uitam cum turnătorii turnau. Dar mulți se întreba, dar și turnau aici? Zic, de diferit tăt și trebuie, începând cu pliți, camforci, gurare, diferite axe, roți dințate, și chiar și comenzi particulare vineau. Eu vreau să spun că nu, că da, de la Soroca încoași până la hotarele astea, până la Prut, nu era așa școală de meserie. Asta e fapt, este dovedit că vineau și din România, de pe la județ, de pe la Iași și mai departe, vineau și învățau aici meserie astea. Școala a fost deschisă în anul 1905. Deși astea, și eu am găsit în documentele astea alu, cum să spun, catalogul al lui Vladimir Nicu, care se numește Localitățile Moldovei în cărți și documente vechi. Și am citit și ei și se referă la Corbu. Și acolo diferite acte și din Sankt Petersburg și din Odessa și din Chișinău și din mai multe este de la București. Și găsesc acolo dare de seamă către Ministerul de Învățământ la Chișinău în 1907, că dacă cursul de învățământ era 2 ani. Corbu aparținea pe vremuri Voloști de Climăuț, că atunci nu era Selsoviet, cum s-a spune, primărie, era județ. Noi aparținem de județ Soroca. În afară de astea clădirile care au fost construite, toate astea cu de stil de pe vremea și atunci, eu au construit și la fiecare pentru casă de locuit, pentru director, pentru profesor, pentru maestri, pentru lucrătorii administrative, este moară, s-o deschis tot, aceste două femei. Moară, un pod de piatră, care ieșe ca mai lăvale, este, da, ești șamu, fiindcă, deși eu făcut podul ăsta de piatră, că e când vine cu trenul, din părțile la Odessa, aici este o oprire, era amănui, era o oprire, e s-o oprie aici, vechilul vine cu bricica, o lua în bricică și o aduce aici la sediu. În parc au fost două curți, cum s-ar spune, două curți.
curte roșie și curte verde. Curte roșie adică din cărămidă și curte verde din lemn. Așa e că era, cum să spune, ca letnie rezidență, așa. Reședința de vară, da. Aici am două veneci, două poze a școlii. Pe vremuri înseamnă că, da, vă spun că prima dată se numea școala de meserii. Școala de meserii. Și apoi, asta din 1980, se numea școala de arte și meserii. Din 49 se numea de-amu remesline ucilici. Și din 1962, de-amu când s-a deschis specialitatea de electricieni, școala profesională. Școala profesională numărul 3, pe urmă numărul 17, apoi a fost, se mai numește școala polivalentă și am o iacă, iar școala profesională. Cei mai mulți elevi au fost în perioada asta, din 72 până în anii 90, când s-o... Câți erau cam? Erau undeva la 700-800 de elevi. Uitați, 700 de elevi. Era cursul primul an de învățământ, 6-7 grupe, dar fiecare grupă era câte 30 de elevi. 30 de elevi, vă închipuiți. Înseamnă că într-un curs, primul curs, erau undeva 180 de elevi, s-o coate 3 cursuri și apoi erau pe o an de zile, iar câteva astea, undeva 4-5 grupe, vă spun că undeva... Acolo aveți primele astea... promoții sau cine sunt? Aici acolo? Am, le țin eu tot care au fost pe, le arunca, dar eu le-am strâns și astea că, trebuie să vă spun că până în 49 a fost școala de meserii. Din 49 până în 61 a fost se pregătea meserie de tractoriști. Tractoriști și combaineri. Tractoriști și combaineri. Și brigadieri de brigadă de tractoare. Ia că aici avem Corbuscă uciliși, grupa tractoristă, mașinistă, mehanizație, sielsko hozaistvo. Anul 1960-61. Altă vinetcă din 1955-56, tot așa. O trecut pe mâinile mele undeva, poate o 600-700 de elevi. Electromontor, sielsko electrificație și связи. Montor electric în gospodărie sătească și comunicații. Învățau și fetii. Eu în anul 81-84 am avut o grupă de 21 de fete și 9 băieți. Electricieni. Electricieni. Dar ele după ce termina, astea se duceau la nodurile de comunicație, că Don Dușan, prin raioanele de unde este. Am avut elevi și de la Vulcănești, de la Cahul și de toată Moldova este. Dumneavoastră unde ați studiat? Eu am terminat tehnicumul de mehanizație și electrificare din Soroca, în 69. Am început în 63, în 64 m-am dus în armată, 3 ani am dat slujbe în armată și de acolo am venit și am continuat, am terminat mai departe, în 69. Și din 69 am venit la școala profesională. M-am pasionat este. Era interesant. Despre doamnele Marcova și m-au recordat. Care a fost istoria lor până la urmă? Tragic a fost la urmă, mai ales cum asta se referă mai mult la coana doamna m-au recordat, Alexandra Timofeevna. Eu a decedat la 12 august 1944, în deplină uitare, cum să mai scriem așa, lăsat în voia soarte. Eu trăit este ultima vreme, este lângă, cum la marginea satului este moară, care tot el l-a făcut pe unul proprietar și el în 40 a plecat în România. Adică nu, în 40, în 41, în 41 a refugiat în România, dar eu a rămas. Sub regimul, cum se spune, sovietic, din 41 până în 44. N-a venit și mânca. Oamenii pe ascuns, dășeau care și dășeau o hrincă de pâine, un ou, o bucată de brânză și o bucată de măliguță. Că, iată, și eu ne închipui,
cum e în minte ei să gândeuși? Cât au făcut ei și pentru sat Corbu și la urmă așa, la așa situație au ajuns? Când ele s-au pus așa în plan, în gând, este, eu mă gândesc așa și cred că așa și-a fost, că acasă că să faci o, să zicem, o casă, ori chiar o colibă, ești la tine în grădină, nu te întrebi nimeni, dar ca să faci o biserică, adică o școală, astea, trebuie să deschizi multe uși. Ca să, că astea a fost astea un plan de, o, așa, de stat. Că nu că așa, aha, ne-a plăcut și am luat și-a făcut. Dacă nu, nu ne-a plăcut, am răsit. Și, încă, și este după și terminarea construcției, chiar și azi stăteam cu un domn care pasnic, care, băi, este o placă pe corpul ăsta central, sus, cu așa inscripție la dânsul. Первое российское страховое агентство. Prima agenție de asigurări din Rusie în 1827. Adică ei au avut grijă ca și asigurate este, cum zice, asigurate este în caz de cutremur, pojar și alte calamități. Ca să... Ioana este înmormântată în cimitirul satului? Nu, este în sclepul bisericii, în spatele, da, în spatele bisericii este sclepul. Administratorul era de origine neamță, îi zicea Freiber. Freiber. El tot dușea cu gospodărie. Dar mă rog, coana ei avea emisii, dar el de tot gospodărie asta. O livadă frumoasă, extraordinară. Este, când mă dușeam cu vitele pe noi, tot vremea ne pășteam pe lângă dânsele cu vitele și mai gustam din mieră, din prasate, din prune, diferite fructe erau. Ceva astea. Nu, am udeam acolo pe când s-o deam o... S-a început cursul de 3 ani, s-a deschis astea clasă de șoferie, acolo pe locul ăla s-a făcut autodrom. Eu când m-am uitat, nu cum de, poate că de, trebuie așa și dar eu știam și au fost acolo și am văzut cum era, cât era de frumos, am oia că când înșip țărușa la ojit acolo, eu dău de prundiș, dar acolo era grădină frumoasă. Toată și asta arhivul, eu știu, poate o-i faci ceva, o descriere așa frumoasă, o-i faci poză, vreau, eu știu, o cărțică așa, un jurnal. Aveam podul care unește două măhălări a satului, de partea de sud și partea de nord a satului. Când venea Coana Marcova și m-a recordat, ei trebuie să treacă râpa asta. Și ea că de atâta este, că e de cu bricică, trebuie să treacă pe undeva. Și de atâta e o decizie și o luat și o construit și podul ăsta de piatră, care unește două măhălele, prin trânsul trece, adică prin bolta lui, se trece râulețul Părăiaș, Corbu, care el se revarsă în părăul de la Cubolta, în satul Plopi. Nu, pe scurt, legenda provenința a satului, de unde se numește el Corbu. După cum știi din istorie, pe marginea satului, Corbu, că atunci prima denumire, da, eu nu v-am spus, prima denumire a fost Andriuț, ca atare. Andriuț, pe urmă i-a stat Corbu, dar deși Corbu. Iacă, să știți că traseul de târg de la Secureni, Târnova, Livădeni, cum s-a spune, Mândâc, încolo ieșe la Zgurița și ieșe la Soroca. Asta era traseul de târg. Nu și drumieți care treșeau pe aici, acolo la capul, este, la marginea satului, este și un iaz și acolo și izvorașă. Șamuiel este. Să opreau oamenii acolo, să zic, hai mai stăm la popas. Unde? La cordi, da, de ce la cordi? Că acolo era un crâng de stejar, de răchiți, unde acolo erau, astea, făceau cuiburi
păsările astea corgi. Nu, și astea când mergând se oprească, zic, băi, unde v-ați oprit? La corgi. Nu, și de la corgi la corgi și hai și să numiți și sat Corbu. Ia că asta e scurtă și legendă, dar interesantă astea. Și am o iacă în parc, tot iacă de când țin minte, tot sunt și sunt și sunt corbi. Iacă cât de... Dar corbul, după cum trăiesc tare mult, undeva la 300 de ani. Eu nu cred că este și deși, dar totuși ia că păsări până amu sunt este corbul și aveam și corbi. Că-i văd câteodată zburând pe deasupra. Ia că asta e scurtă istorie de unde provine este satul Corbu. Nu că este prima lui denumire Andriuț. Și asta documentară este satul Corbu este pomenit în 1675. Dar este 1675, dar este un document că un domn care tot băștinaș din satul Corbu, deam Dumnezeu să-l ierte, domnul Iarovoi, el a fost medic la Institutul de Medicină. El ne-a arătat un document și uite, Grigore a găsit un document încă mai vechi, că el tot era bolnav de istoria sa, tot îi plăcea. Noi, el când vine, noi numai despre asta vrem. Zic, uite, cu așa conținut, că țăranii din Andriuț au scris pâră către părcălabul de Soroca, că țăranii din Trăisteni nelegitim le-au luat atât și atâta pământ. Dar Trăisteni, știți și de Trăisteni? Satul Plopi. Tot raionul care se mărginește este, satul Plopi. Iată, asta e tot, înseamnă că undeva cu 50 de ani încă mai înapoi. Aia e 1675, aia este 1624. 1624, iacă. Thank you.